Hai să mergem mai departe, că ne pregătim de nuntă. După 7 ani de iubire, este gata să îmbrace rochia de mireasă, una dintre cele mai mari gimnaste ale noastre. Doamnelor și domnilor, Monica Roșu. Așa, da, da, te rog. Bună dimineața. Foarte frumoasă rochița asta. Dăm voie să-ți oferi acest buchet de flori. Să rămână. Bine ai venit. Mulțumesc. Și tu, ești o mămică superbă, să nu stăm cu spatele la cadă, ești o mămică superbă și te admir. Ce frumoasă, ce picioare, ce chip, ce pauleu, nu mai știu ce să zic. Mulțumesc, mulțumesc. Și eu pot să spun aceleași lucruri despre tine. Nu că de mine e videoscope, să rog, foarte bine complimentați. E și el, e un om. E și cover, pentru că a început, e la cură, nu? Am auzit așa, eu sunt la cură, da. Arată foarte bine pentru vârsta lui. Pentru vârsta lui. Hai să ne așezăm, exact, hai să luăm loc, să nu supărăm pe cineva. Așa, deci ne pregătim de nuntă, înțeleg, felicitări. Da, nu știu de unde ați înțeles, așa, că mă pregătesc de nuntă. N-a fost cerere în căsătorie? Ba da, și uite, chiar, nu știu dacă e coincidență, așa? Dar chiar asta se face un an de la primirea inelului. Mulți înainte! Mi-aduc aminte că eram pe vremea asta undeva prin Nămol, dar nu contează. Și cum? Adică stai, cum? Deci cum? Cum a fost? Veneam după câteva luni de stat în junglă. Așa. După o nouă experiență profesională, dacă pot să spun așa. Ne-am întâlnit la Madrid. A venit să mă vadă, să mă ia de la Madrid, de fapt. Și ieșim la plimbare, că nu aveam ce să facem. Am stat, am depănat foarte multe amintiri, pentru că nu am vorbit în acea perioadă. Ne plimbam noi cu o bărcuță așa pe cel mai mare parc din Madrid, Retiro, bănuiesc că știți de el. Și l-am văzut la un moment dat că caută ceva pe jos. Acolo, da. Și zic, ups, ce se întâmplă? Și a scos cutiuța din buzunar și s-a pus în genunchi și mi-a spus, vrei să fii? Și eu eram, da! Dar după... Că și acum spuneți, zice, dar nu prea ai fost atât de convingătoare. Păi zic, veneam cumva din junglă, nu știu, eram așa, mai luat pe nepregătite, ca să spun așa. Dar după câți ani de relație te-a cerut? După 6 ani. După 6 ani. Și crezi că perioada asta în care nu v-ați văzut l-a ajutat să ia această decizie? Sau? Să știi că da, cred că ne-a ajutat pe amândoi, dar cred că mai mult pe el, pentru că nu am stat niciodată atât de mult timp despărțiți și mai ales să nu comunicăm. Da. Eu stând în cantonament atâția mari de ani, știu cum e să nu poți să comunici cu familia, cu cei dragi, doar, nu știu, odată la lună sau... Uh-huh. Când e cazul, dar în relație nu am stat niciodată atât de mult și când am fost certați, că se mai întâmplă să te cerți, nu, n-am stat să nu ne vorbim atât de mult timp. Și a fost pentru el probabil că și-a dat seama că având acasă absolut tot ce are nevoie, nu m-a avut pe mine. Și atunci s-a gândit că e cazul cumva să oficializăm relația. S-a schimbat ceva în relația voastră după această cerere? Nu cred că s-au schimbat lucrurile după. Cred că ne-am maturizat amândoi destul de mult, sau cel puțin și el. Ne-am dat seama exact ce vrem și cum vrem, unde greșim, care cum e mai arțăgos. Pentru că gândește-te, eu sunt moldovean, că el este oltean. Eu sunt taur, el este berbec. Deci este cuplu perfect, da. Când ies așa discuție cu scântei. Dar în același timp chiar dacă suntem cumva extreme, ne și atragem, ne înțelegem, ne înțelegem cumva din priviri. Dacă avem ceva să ne spunem, ne spunem. El în ce domeniu lucrează? El este inginer în telecomunicații, nu are nicio treabă sau nu a avut nicio treabă cu sportul, cu lumea mondenă, de aia probabil că nici nu-l vedeți atât de des cu mine la evenimente, pentru că nu vrea să apară. Abia apare și în poze. Zic, hai să pun cozică lumea, că ne-a despărțit, că avem o problemă, că... Dar nu, e... Dar cum v-ați cunoscut? Cum a început povestea? Ne-am cunoscut eu cunoscându-mă cu o prietenă de-a lui din copilărie. Aha. Dar neștiind, ea venită la București la facultate, eu, la fel, după ce am terminat cu sportul, rămânând de aici, noi ne-am mai întâlnit ulterior prin oraș, dar fiecare era implicat, el era într-o altă relație, eu eram cu ale mele.
Și nu, bună, bună, ce faci, da, atât. Da, da. În acea perioadă, ca să spun, uite, că tot vorbim de cură, era și el puțin mai grăsuț. Așa. Și nu știu ce s-a întâmplat în viața lui, nu, că tot vorbeam de cură. Ce s-a întâmplat în viața lui, așa? Că a slăbit, subit vreo 30 de kilograme. Oho. Iar când ne-am reîntâlnit, eu mă întorceam de la... Exact, mă întorceam de la nunta fratelui meu și ei erau în oraș. Și mi-a spus, vrei să vii să bem o cafea? Zic, ok, vin, sunt de pe drum, rămân să beau o cafea. Și era cu el. O atitudine cu ochelari, stacou, eu venită de pe drum, niște balerini cu blugi, un tricou și zic, mă, cine-i băiatul ăsta așa? Drăguț așa, da? Exact. Păi ce Vlad, și zic, da, parcă era mai plinuț. Nu, nu, că a slăbit. Ah, ok, și de acolo s-a aprins așa la amândoi o flamă. Eu ulterior am plecat în vacanță o lună și ceva în Thailanda, în decembrie, și când m-am întors în ianuarie, așa, de atunci cumva a început, am spus ok, hai să vedem dacă ne potrivim, ce putem face împreună. Și am rămas împreună. Am înțeles. Cu bune, cu rele, așa. Și acum nunta când ați stabilit-o? Să știi că am tot vorbit, am ajuns cumva la lista de invitați și ne-am luat capul, pentru că și sunt de la mine mult, sunt nou? Foarte mulți și de la el, fiind singurul băiat, absolut toate rudele, prietenii vor să fie prezenți la nuntă. Unul din Severin, unul din Bacău, cumva trebuie să-i aducem la București. Sincer să spun, mă cam doare capul când mă gândesc la, da, nu știu, la pregătirile astea, pentru că în câteva ore, da, se duce în seara și stai, corect, să te chinui luni de zile. Asta așa este. Bănuiesc că tu ai trecut, știi. Am cum... Am trecut, doar că țin să spun că noi am avut o nuntă, ne-am dorit o nuntă foarte mică. Am fost cu toții 70 de oameni și cu toate astea a fost destul de greu de păi de asta am spus și eu, că am tot gândit, îmi facem mare, facem mică, că și eu am foarte multe cunoștințe aici, colegele, prietenii. Să ții unul din dar... până, să te ajute. Cu siguranță, nu o să mă ocup singură, dar sunt foarte multe lucruri de pus la punct și spun, cumva cred că mă sperie lucrul ăsta. Vreau să fiu liniștită. Când se va întâmpla, nu știu, facem cu familia 20, 30, 40 de persoane. Poate să fie cumva și poate efectul faptului că sunteți de foarte mult timp împreună. Exact, că și ne-am relaxat. Da, și toată lumea spune că, păi, acum faceți nuntă, sunteți bine. Sincer, mi-ar plăcea, uite, dacă nu ajungem să, nu știu, dacă nu se întâmplă la anul sau așa, să facem o logodnă la biserică. Eu fiind catolică, el este ortodox. Așa. Și aici mai avem o problemă. Care, cum, unde... Ce n-aș punem? Exact, să fie catolic, ce n-aș punem, să ne accepte și biserica, că dacă mergem la catolici, ne trebuie și naș catolici. Și suntem așa cumva cu lucrurile destul de încurcate, dar le descurcăm noi. Da. La copii vă gândiți? Da, cred că mai degrabă decât tâmbălăul cu nunta, mai cred degrabă, că mai bine... exact, un tâmbălău mai mic. Da. Un omule. Un botez, și știm o treabă, noi nu și n-am exact. Exact, un omuleț mai mic, nu știu, lucrăm, sperăm să, nu știu, poate acum că vine Moș Crăciun. Da, vă doriți, da? Da, ne dorim, își dorește și el foarte mult, ca femeie știi că ai perioade când îți dorești, perioade când zicea mai bine stau așa. Cred că teama de responsabilitate, de... Pentru că chiar există și chiar trebuie să existe. Exact, se schimbă absolut toată viața, tot programul și am ajuns și noi cumva într-un confort. Fiecare știe ce are de făcut, ele cu birou, eu cu evenimentele, cu treburile mele și atunci dacă mai apare ceva în viața noastră, deja suntem... Ce se întâmplă? Și când vine cineva, da, cum facem? Trebuie să facem mâncare, pregătim acolo, cine vine, ce... Și da, atunci da, suntem așa, destul de... Comozi. Comozi, dar... Dar familiile nu vă împing și ele de la spate, cumva... Socrii, nu știu, ai tăi, mă, copii, haide să faceți și voi, mă, cam la câte nu ți-am fost eu toată viața, să vină și ea la noi. Normal. Ba, gândește-te că da, și mai ales la el fiind primul, singurul copil, da, eu mai am un frate, s-a întâmplat nuntă, avem nepoțele, dar la el au zis, ok, dacă nu vreți să faceți nuntă, haideți măcar un nepoțel, că bătrânim, trece timpul, ceva, să vă mai ajutăm acum. Și mama, cred, cu siguranță, cred că se uită și a întrebat, mamă, dar ce aveți de gând să faceți? Faceți aia voi o nuntă? Zis, mamă, păi hai, mamă, că trece timpul. Și noi acum am putere să vă ajutăm. Da, da, da. Da, probabil că au rămas după regulile de mult apuse. Nu că n-aș fi de acord cu ele, dar sunt, cunosc foarte multe cupluri care au o familie fericită și nu sunt, nu știu, căsătoriți. Absolut, cu, luați, da, cu acte, da, da, da. Nu știu dacă neapărat dragostea asta și înțelegerea chiar depinde de acel act. Cu siguranță te responsabilizează, dar
și relația în sine. Oricum, mai mult decât un copil nu te leagă nimic, asta e exact. Foarte clar. Și nu te responsabilizează absolut nimic. Așa că, nu știu, vedem, sperăm ca la anul una din ele să iasă. Ceva trebuie să iasă. Ceva trebuie să iasă. Clar, am înțeles. Până atunci să plecați în luna de miere înainte, știi cum mi-am lucrat, să nu așteptați până după. Până atunci, da, nu știu, ar vrea la schi, dar eu sunt cu operația și nu pot să merg la schi. Da? Ne pregătim de sărbători. Până un alt. Ce faceți de sărbători chiar? Vom fi acasă cu familia, aștept să vină fratele care nu locuiește aici cu nepoțelele. Deja așa au început pregătirile, să urnăm căsuța, să urnăm... Pe asta zici, și acum voi cum vă împărțiți de sărbători? Faceți o parte în Moldova, o parte în Oltenia? Sau cum ajungeți? Cum îi împăcați pe toți? Să știi că e destul de greu, pentru că mă gândesc și la familia lui Vlad, fiind singuri... Da. Nu pot să stea mereu singuri, dar un Crăciun la ei, un Revelion acolo. Da. Până acum am făcut Revelionul la Severin. Da. Am avut un an care am stat și de Crăciun. Anul trecut, eu fiind plecată, am stat cu ai mei, cu fratele, cu nepoțelele. Uh-huh. Anul ăsta cred că o să ne împărțim puțin. De Crăciun probabil că vom ajunge în Severin, de Revelion vom fi cu familia mea. Perfect. Și îți mai spun ceva, de Crăciun e mai complicat, dar de Paște e cel mai bine. De ce? Eu sunt catolică. Da, e la o săptămână diferență. Eu sărbătoresc o săptămână înainte, mergem în Moldova, următoarea săptămână suntem în Oltenia. Rar. Exact, e rar și atunci, dacă nu se poate să ne deplasăm, ne adunăm la București. Mulțumim tare mult, Demisita. Eu vă mulțumesc, mă bucur că v-am văzut, sunteți frumoși. Și tu. Vă urmăresc când sunt acasă, sunteți dragi. Mulțumim tare mult. Și aștept să ne mai întâlnim cu Și noi așteptăm vești de la tine. Da, de la tine așteptăm vești.